Bună ziua, doamnelor și domnilor! În acest videoclip vreau să vorbesc despre ce sunt ADN și ARN. Vreau să fac un videoclip simplu, să, pe înțelesul tuturor, vreau să vorbesc despre aceste noțiuni de genetică care sunt foarte importante și mai ales în contextul a ceea ce citim în presă, pe Facebook, prin, nu știu, prin diferite locuri, lumea vorbește mult despre ADN, de ARN, de vaccinuri, are uh, mesager și ne gândim oare ce înseamnă aceste lucruri și bineînțeles dacă nu înțelegem avem tot felul de frici legate de ce înseamnă aceste uh, noi tratamente pentru noi în contextul zilei de azi. Și în acest videoclip vreau să încep cu baza, cu începutul. Probabil voi face și alte videoclipuri pe vi viitor în care se explic lucrurile și mai clar. Uh, să intru mai mult în detalii, dar acum vreau să încep cu începutul, să vă explic câteva noțiuni de bază pe înțelesul tuturor. Haideți să începem. Deci, în primul rând, vorbim despre informație genetică. Toată lumea a auzit, poate, de spirala de ADN. ADN este o moleculă care se traduce acel acronim în acid deoxiribonucleic. Asta este doar denumirea științifică a structurii chimice despre care vorbim aici. Și este într-adevăr ca o spirală. Este o moleculă destul de mare și ea conține, practic, informația noastră genetică, ceea ce suntem. Unde este ADN-ul? Dacă ne gândim, în fiecare celulă a corpului nostru există o copie a acestei molecule de ADN. Deci ADN-ul este unic, este o singură moleculă, dar pentru noi, să spunem așa, dar fiecare celulă din corpul nostru are o copie exactă a acelei molecule de ADN. Deci o celulă din piele, să spunem, are aceeași moleculă de ADN ca o celulă din intestin, o celulă dintr-un mușchi toate aceste celule conțin aceeași moleculă de ADN din care ne-am format, ca să spunem așa. Pentru că, cum v-am spus, deci, este o moleculă unică pentru fiecare om și conține informațiile necesare pentru a produce toate celulele corpului, noile celule, organe, a regla funcțiile organismului. Este toată informația de unde pornește viața noastră. Este ceva fascinant, dacă stăm să ne gândim puțin. Și ce face ADN-ul, practic, este o informație care se transmite de la o generație la alta. Nu știm de unde au început aceste lucruri aici, nu pot să vă dau răspunsul, dar este o informație care se transmite de la o generație la alta. Aproximativ jumătate din informația genetică provine de la tată, jumătate de la mamă. În momentul în care o celulă a tatălui și o celulă a mamei se combină, practic jumătate de la fiecare ajunge să formeze o nouă structură, o nouă spirală de ADN care este a copilului. Copilul mai departe pe măsură ce trec generațiile, transmite tot mai puțin din informația inițială, pentru că ea se tot combină de la o generație la alta, și așa, practic, evoluăm ca și specie, de fapt. Și molecula de ADN conține, de asemenea, segmente mai mici care se numesc gene. Probabil ați auzit de gene, de unde provine, de fapt, și denumirea de genetică. Și aceste gene, ele, practic. Sunt un cod de informație. Este informație codificată într-o secvență specifică de patru posibile, să spunem, litere. Ele se numesc nucleotide, dar le spunem litere, pentru că efectiv asta sunt. Sunt patru posibilități asamblate într-o secvență foarte lungă. Deci, de exemplu, pornim ele, literele acestea sunt doar A, T, C sau G. Nu avem alte posibilități. Deci, aceste patru posibilități, practic, avem o structură, să spunem, de 2000. De asemenea, litere și fiecare secvență de asemenea 2000 conține, să spunem, informația necesară pentru a produce o proteină. Există gene mai mari, există gene mai mici. Nu este neapărat o regulă și sunt și aici mai multe lucruri mai complicate, dar practic această secvență conține informația necesară pentru a produce o proteină. O proteină este o altă moleculă diferită, conține în loc de nucleotide, conține aminoacizi. Dar acestea sunt practic doar niște noțiuni, să spunem, chimice, ca să spunem așa. Dar o proteină are un rol efectiv de structură, să spunem, sau de funcție. Deci fiecare proteină are un rol în organism. Există proteine care, să spunem, formează peretele unei celule și au un rol structural. Sau îndeplinesc anumită funcție. De exemplu, cu toți am auzit de enzime. Enzimele sunt, din nou, proteine. Fiecare cu rolul său. Și proteinele la rândul lor sunt produse de ceva, ceea ce se numește ribozom. Ce sunt ribozomii? E important și asta să știm. De ce? O să vedeți imediat. Pentru că ribozomul asamblează proteinele, este ca o mică fabrică, dar le asamblează după o rețetă, conform informațiilor primite. Și rețeta este o altă moleculă care se numește RNA mesager. RNA mesager sau mRNA în engleză, dacă vrem să-l prescultăm și cum îl veți mai găsi uneori prin presă, acest ARN mesager este practic o moleculă care transmite informație de la ADN la ribozom. Deci practic este doar să spunem rețeta, da? de care copie gena de aici, o transmite, produce o proteină. Este ceva foarte, foarte interesant. Este de asemenea o secvență, un cod din patru litere ca și ADN-ul, doar că ceva este un pic diferit. Dacă vă uitați la ADN, v-am spus că există patru litere posibile. A, T, G și C. La ARN există A, U, G și C. Deci, practic, T-ul care se întâlnește la ADN, aici este U. Este o moleculă ușor, ușor diferită, dar din nou transmite aceeași informație. Și este important de știut acest lucru, o să vedeți imediat. Dar molecula de RNA mesager este foarte fragilă. Deci ea este distrusă foarte repede, în momentul în care este o copie, să spunem, care nu rezistă în timp. Și ea este, cum să spunem, ceva ce nu poate să devină ADN. Nu, nu se poate transforma în ADN, pentru că v-am explicat că există o structură diferită, o literă, una din componentele care formează RNA-ul mesager este o literă diferită, este o moleculă diferită. Deci nu poate RNA-ul mesager să devină ADN. Și haideți ca să explicăm mai bine, să mergem la această imagine. Este în engleză, dar explicăm imediat despre ce este vorba. În această parte avem ADN-ul. Aici să spunem că este baza de date de toate genele, a, to a tuturor genelor din organism. Să spunem, suntem aici. Și ca să producem o proteină, avem nevoie de copia unei informații din baza de date, copia unei gene. Și aceasta este de fapt rețeta care va merge mai departe la ribozomi, unde va fi produsă proteina țintă. Dar este foarte important de menționat faptul că din rețeta efectivă de ARN mesager nu se poate face ADN. Nu există o posibilitate directă ca ARN-ul mesager să devină ADN. Nu, nu se poate în acest mod și, de asemenea, din proteina deja produsă, nu se poate face RNA mesager. Aceste lucruri sunt destul de importante de înțeles, pentru că există, să spunem, ca un fel de sistem într-o singură direcție. Și acest lucru e important, mai ales în contextul, să spunem, al vaccinurilor RNA mesager, care sunt, de, de, fapt, doar această rețetă care produce o proteină specifică acelui virus care este recunoscută de organism și cumva sistemul imunitar inachidivează toate aceste lucruri, dar învață în acest proces cum să se apere de virus. Dar ca să clarific încă o dată acest, această schemă, practic, dacă vă imaginați că ADN-ul este ca o, o carte de referință, o carte de rețete, de bucate, da? ceva în care avem sute de rețete, cum să facem diverse tipuri de mâncare. Dar noi vrem să facem doar un anumit tip de mâncare. Și luăm o foaie de hârtie și, efectiv, cartea nu e a noastră, să spunem. E o carte pe care o împrumutăm, da? Și deschidem cartea la rețeta pe care o vrem, copiem pe foaia de hârtie cu un pix, acea rețetă o scriem de mână, dăm cartea înapoi, avem acea rețetă pe care o ducem în bucătărie, facem mâncarea respectivă, facem, nu știu, să spunem, zacusca și apoi, eventual, acea hârtie o pierdem, se distruge în timp, pentru că nu rezistă, este, este ceva destul de fragil. Cam acest lucru se întâmplă și când producem o proteină în organism. În fiecare celulă din organism se întâmplă acest lucru. Când producem aceste proteine, le producem dintr-o, făcând o copie la informația genetică care ajunge la ribozomi, produce o proteină. Sper că această explicație vi s-a părut oarecum simplă, dar să știți că lucrurile acestea științifice, de fapt, sunt destul de clare. Și dacă le înțelegem, putem poate să luăm uneori decizii mult mai bune pentru sănătatea noastră. Dacă vă plac videoclipurile mele, vă invit să vă uitați și la celelalte, pentru că am multe, multe videoclipuri despre, să spunem, probleme respiratorii și alte afecțiuni medicale și alte explicații și dacă vreți să le vedeți, pur și simplu puteți să dați click pe numele meu sub videoclip și vă va duce la canalul meu unde vedeți toate aceste videoclipuri. De asemenea, dacă vă plac aceste lucruri, puteți să vă și abonați la canal, dacă dați abonare acolo, sub subscribe, Efectiv veți fi uh, anunțați când pun videoclipuri noi. Dacă aveți comentarii, lăsați-le mai jos și sper să ne vedem în videoclipurile următoare. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă urez numai bine.